Sălăjenii care nu-și găsesc de lucru în țară pot opta pentru unul dintre locurile de muncă puse la bătaie de angajatorii din străinătate. Printre posturile disponibile la acest moment se numără cele de mecanic industrial și consultant de călătorie. Sălăjenii aflați în căutarea unui loc de muncă își pot depune CV-urile pentru unul dintre posturile oferite la această dată de angajatorii din străinătate prin intermediul portalului EURES. Printre posturile declarate libere de angajatorii la această dată se numără un post pentru mecanic industrial și 20 de posturi pentru consultant de călătorie. Astfel, sălăjenii care vor să ocupe postul de mecanic industrial în Germania trebuie să aibă diploma de bacalaureat cu specializarea de mecanic industrial, cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniu, permis de conducere categoria B, constituie avantaj, disponibilitate de a lucra în schimburi, flexibilitate, corectitudine și precizie. Salariul promis de angajator pentru un astfel de post pornește de la 11,61 euro brut pe oră, în funcție de calificare și experiență profesională. De asemenea, angajatorul va ajuta persoana respectivă la găsirea unei locuințe. Contractul de muncă se va face pe perioadă nedeterminată cu program normal de lucru 45 de ore pe săptămână. Șanse de angajare au în această perioadă și cei care aleg să își aplice CV-ul pentru posturile de consultant de călătorie. Pentru a corespunde cerințelor angajatorului, candidații trebuie să aibă experiență în domeniu, dar și să aibă bune cunoștințe de limba engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. Salariul pe care îl oferă angajatorul străin este de 2300 zloți polonezi brut pe lună. Contractul de muncă se va face pe perioadă nedeterminată full-time. Persoanele care doresc să afle mai multe informații cu privire la locurile de muncă din străinătate pot accesa site-ul www.eures.aneofm.ro.